Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii ai guvernelor, am onoarea și deosebita plăcere de a-l saluta călduros astăzi la Chișinău pe colegul meu și îndrăznesc să spun prietenul meu, domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, pe membrii Guvernului României și pe toți membrii delegației numeroase sosite de la București. Bine ați venit la Chișinău! O ședință comună a două guverne reprezintă un eveniment rarisim în agenda diplomatică al Republicii Moldova și mă bucur că la 10 ani de la prima reuniune a celor două cabinete la Iași ne întâlnim astăzi și nu doar pentru o ședință simbolică, ci și cu o agendă extrem de ambițioasă în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Spuneam cu ocazia vizitei mele la București, acum două luni, că îmi doresc să transformăm fundamentul relației noastre, comunitatea de limbă, istorie, cultură, într-o comunitate a marilor proiecte concrete. Iar astăzi, la finalul ședinței, vor fi semnate mai multe documente bilaterale care acoperă o gamă largă de domenii cu impact nemijlocit asupra vieții cetățenilor. Sigur că România a fost un susținător constant al cetățenilor noștri, indiferent de inconsecvența politică care a caracterizat, din păcate, viața publică din Republica Moldova în ultimii ani. Însă acum avem o oportunitate istorică. Atât la București, cât și la Chișinău, există guvernări care au perspectiva unei stabilități de durată, pe care o putem valorifica prin plasarea pe agenda noastră, inclusiv a unor proiecte pe termen lung, precum securitatea energetică. Anul trecut, în marja vizitei președintei Maia Sandu la București, cei doi miniștri ai afacerilor externe au semnat foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare între Republica Moldova și România. Și nu știu câtă lume chiar credea că peste doar două luni vom putea veni în fața oamenilor cu vestea bună că multe din angajamentele asumate atunci vor fi transpuse în realitate. Am promis că vom construi noi poduri, fizice și virtuale, între cele două maluri ale Prutului și iată că ne ținem de cuvânt. Această dinamică în raporturile noastre este cu adevărat remarcabilă și reflectă preocuparea ambelor guverne de a racorda agenda noastră bilaterală la interesele cetățenilor noștri. Poate cea mai bună veste pe care o putem anunța astăzi este că la finalul ședinței vom semna acordul interguvernamental privind implementarea unui program de asistență în baza unui ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro din partea României. Este un instrument foarte generos de care vor beneficia comunitățile de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ne dorim să creștem calitatea vieții, îndeosebi în mediul rural, iar aceste fonduri vor putea fi utilizate inclusiv pentru infrastructura locală, fie că e vorba de drumuri, școli sau rețele de alimentare cu apă. Aceste investiții vor fi un veritabil motor pentru dezvoltarea economică a comunităților. Vor genera locuri de muncă și astfel sperăm că oamenii să înceapă să creadă din nou în perspectiva de a-și construi un viitor aici, acasă. În numele cetățenilor Republicii Moldova, vă mulțumesc mult pentru acest ajutor. Și pentru că tot aminteam mai devreme despre fundamentul relației noastre, comunitatea de limbă, cultură, istorie, se convine să menționez că o parte din cele 100 de milioane de euro vor fi utilizate pentru a reabilita instituții culturale sau pentru proiecte mass media, consolidând astfel convergența între spațiile culturale și mediatice de pe cele două maluri. Timpul nu îmi permite acum să intru în foarte multe detalii privind celelalte acorduri care vor fi semnate astăzi, dar aș dori totuși să menționez premiera în ceea ce privește reducerea tarifelor de roaming. Este pentru prima dată când Republica Moldova semnează un asemenea acord cu un stat membru al Uniunii Europene. Iar beneficiile acestui acord se vor resimți în buzunarul fiecărui cetățean care va trece Prutul, la rude, la cumpărături sau în scop turistic. De asemenea, vreau neapărat să menționez că vom semna acordul privind
construcția unui pod rutier la Ungheni, care va reprezenta un prim pas către ceea ce ne-am dorit să fie cândva o zonă metropolitană transfrontalieră Iași-Ungheni. Totodată aș dori să mă folosesc de acest prilej pentru a transmite mediului de afaceri din România că îi așteptăm cu brațele deschise pe investitorii de dincolo de Prut. Guvernul pe care îl conduc și-a asumat un angajament clar și fără echivoc de a oferi un cadru predictibil și atractiv pentru cei care vor să facă business în Republica Moldova, în concordanță cu cele mai bune practici europene. Iar reformele pe care le-am demarat, în special în sfera justiției, sunt menite să ofere investitorilor certitudinea că afacerile lor se vor putea dezvolta corect, fără impedimente sau intervenții arbitrare ale unor grupuri de interese obscure. Acele vremuri s-au încheiat pentru totdeauna. Prin documentele ce vor fi semnate astăzi, umplem cu conținut foarte concret cadrul oferit de parteneriatul nostru strategic pentru integrare europeană. Pentru că, după cum am mai spus, drumul nostru spre Europa trece prin România. În afară de acorduri, avem astăzi o agendă foarte vastă. Bineînțeles că vom aborda și subiecte legate de situația internațională tensionată din regiune, precum și alte subiecte. Cu regret, pe ambele maluri, ca de altfel în multe țări, resimțim efectele unor crize multiple, creșterea tarifelor pentru energie, efectele sociale și economice ale pandemiei sau nivelul ridicat al prețurilor pentru produsele de bază. Dincolo de crize, însă, vom vorbi astăzi despre agenda europeană a Republicii Moldova, despre implementarea în continuare a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, despre aprobarea unei noi agende de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru următorii 7 ani, despre noul program de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene pentru următorii 2 ani în valoare totală de 150 de milioane de euro. Un alt subiect pe care intenționăm să îl abordăm va fi legat de modalitățile de conectare a Republicii Moldova la inițiativa celor 3 mări, o platformă menită să contribuie la creșterea interconectivității în regiune, în domeniile energiei, transporturilor, digitalizării, pe baza principiilor dezvoltării economice, creșterii coeziunii la nivel european și consolidării legăturilor transatlantice. După cum vedeți, avem un program și o agendă foarte intensă, iar înainte de a-l invita pe domnul prim-ministru să ia cuvântul, aș dori încă o dată să exprim cele mai sincere mulțumiri României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova de-a lungul anilor. În mod deosebit, mulțumim prietenilor noștri de la București pentru suportul oferit în timpul crizei energetice. La rândul meu, sunt foarte bucuroasă că în mandatul meu de prim-ministru a avut loc punerea în funcțiune a gazoductului Iași-Chișinău. Și pentru că domeniul energetic reprezintă un pilon atât de esențial în relațiile noastre, doresc ca, înainte să vă dau cuvântul, domnule prim-ministru, să vă înmânez certificatul privind executarea integrală a obligațiilor contractuale asumate de Eurotransgaz prin contractul de vânzare-cumpărare la concursul investițional al Complexului Patrimonial Unic Vestmold Transgaz, care reprezintă punctul final din construcția gazoductului Iași-Chișinău și reprezintă încă o dată o dovadă a faptului că parteneriatul nostru se măsoară prin fapte. Vă mulțumesc! Doamna prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit și suntem la fel de onorați pentru că am reușit să onorăm împreună o promisiune pe care am făcut-o nu cu mult timp în urmă, ca în cel mai scurt timp să putem să desfășurăm această ședință de guvern comună. Iată, are loc, așa cum ați spus, pentru prima dată
la Chișinău. Este o activitate cu încărcătură simbolică deosebită și am convingerea că se va concretiza în realități, în fapte, așa cum ați precizat, prin semnarea acordurilor, protocoalelor și memorandumurilor la nivel de miniștri de linie. Ne bucură să vedem acum la Chișinău cea mai mare deschidere înregistrată vreodată în relația cu România. Aceste premise favorabile ne permit să construim o intensă și ambițioasă agendă bilaterală. În 2020, într-un an de criză, România a acordat asistență oficială pentru dezvoltarea în beneficiul Republicii Moldova în valoare record de 46,8 milioane de euro, îndeosebi în domeniul educației pentru burse de studiu. Doamnă prim-ministru, stimați colegi, în mai puțin de 3 luni deja semnăm o parte din documentele care privesc obiectivele foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România-Republica Moldova. Acordurile privind asistența financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro, construirea și consolidarea unor poduri rutiere de frontieră și reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming. Protocoale de colaborare în domeniul educației, inspecției muncii și învățământului militar. Planuri de acțiune în domeniul justiției și al afacerilor interne, memorandumuri de înțelegere în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, securității energetice, precum și în domeniul transformării digitale. Pe linia Ministerului Afacerilor Externe au fost îndeplinite obiectivele privitoare la asistența pentru dezvoltare care vizează modernizarea serviciilor consulare, dotarea sistemului de justiție cu echipamente IT, organizarea unui curs de pregătire dedicat diplomaților și magistraților din Republica Moldova. De asemenea, au fost realizate progrese clare în sectoarele mediu, ape și păduri, cooperare regională, lucrări publice și administrație, agricultură, finanțe, fonduri europene, sănătate și cultură. În același timp, vreau să subliniez semnificația deosebită a declarației comune a Guvernului României și Guvernului Republicii Moldova privind consolidarea cooperării în domeniul economic și investițional. Document politic care transmite un semnal de susținere fermă pentru ameliorarea mediului de afaceri din Republica Moldova, ca premisă esențială a extinderii cooperării economice și investiționale bilaterale. Totodată contăm pe sprijinul dumneavoastră al Guvernului Republicii Moldova pentru aspecte punctuale de interes pentru noi în privința cărora am dorit să vedem progres. Aș numi, spre exemplu, solicitarea adresată și în perioadele anterioare, guvernelor anterioare, în vederea identificării unor soluții pentru unele probleme cu care se confruntă Mitropolia Basarabiei. Cred că este oportună o analiză a situației și deschiderea unui dialog real, care cu certitudine vor reverbera pozitiv la nivelul societăților noastre. Privitor la implementarea acordului dintre România și Republica Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, salutăm semnarea contractului pentru lucrările la subtraversarea Măcărești-România-Măcărești-Republica Moldova,
la 24 ianuarie anul acesta. În același timp, contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru clarificarea tuturor aspectelor în vederea consolidării și dezvoltării acestui proiect, care este unul simbolic pentru tot ceea ce înseamnă cooperarea noastră. De asemenea, pentru modernizarea pieței energetice a Republicii Moldova, dar și pentru o competiție transparentă cu valențe europene, Bursa Română de Mărfuri a înființat deja Bursa East Energy, gata să ofere o platformă de tranzacționare pentru produsele energetice, mai ales electricitate și gaze naturale, în condiții de competitivitate, transparență și nediscriminare. Cred că este un semnal bun atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România, pentru investitori în acest domeniu, care să permită operarea acestei platforme oferind autorizațiile solicitate, fiind un instrument complementar deosebit de necesar. În ceea ce privește agenda europeană a Republicii Moldova, doamnă prim-ministru, vă asigur că România va fi și pe mai departe susținătorul hotărât și vocal al dumneavoastră. Puteți conta pe întreaga deschidere și cooperare din partea instituțiilor României, atât de la București, cât și la Bruxelles. Opinia României pe tematica Republicii Moldova este ascultată în capitalele europene și la Bruxelles, iar sprijinul nostru este de asemenea căutat și solicitat în toate inițiativele europene destinate Republicii Moldova. Traversăm în prezent un moment regional complicat, cu o deteriorare semnificativă a mediului de securitate. Asistăm la o desfășurare masivă de forțe militare și echipamente rusești, ceea ce reprezintă cea mai mare desfășurare după încheierea războiului rece. Sunt evoluții care vin pe un fond de securitate deja complicat în regiune, marcat inclusiv de persistența conflictelor prelungite, inclusiv cel din regiunea transnistreană. Acestea au un efect profund destabilizator, amplificând instabilitatea regională și generând riscuri de securitate pentru integritatea teritorială și suveranitatea statelor afectate. Ședința comună de guvern de astăzi, precum și pachetul de documente pe care le vom semna, reconfirmă în acest context sprijinul nostru deplin pentru consolidarea stabilității și securității Republicii Moldova. Contextul complicat de securitate îndeamnă totodată la măsuri coerente și ample de întărire a rezilienței statului în fața posibilelor amenințări, care nu îmbracă numai forma explicit militară. Vorbim de riscul acțiunilor hibride, al amenințărilor cibernetice, al vulnerabilităților care pot fi exploatate, cum este cazul aprovizionării cu energie și gaze. Fac un apel la toți colegii miniștri ca, în derularea cooperării bilaterale din domeniul dumnealor de responsabilitate, să aibă în vedere și necesitatea de a trata adecvat și de a găsi răspunsuri potrivite la aceste amenințări. Închei intervenția mea prin a vă asigura, doamnă prim-ministru, și întreg guvernul pe care îl conduceți, de totala implicare, dedicare și deschidere a Guvernului României pentru o cooperare consolidată, orientată spre rezultate concrete, în beneficiul stabilității Republicii Moldova, al parcursului său european și al bunăstării cetățenilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aici am încheiat partea publică
a ședinței celor două guverne. Imediat începem și discuția celorlalte subiecte pe ordinea de zi.